alți majori din Caransebeș au primit recunoașterea de cetățeni din partea primarului Felix Borcean. Într-un cadru festiv, primarul Felix Borcean i-a felicitat pe tineri pentru împlinirea frumoasei vârste de 18 ani și le-a oferit acestora câteva sfaturi utile. Tinerii care au ajuns la vârsta majoratului au fost premiați de municipalitate. Participanții au mulțumit municipalității pentru atențiile oferite. Bună ziua, bine ați venit la primăria municipiului Caransebeș, la tradiționala festivitate de premiere a noului contingent de cetățeni ai municipiului Caransebeș, cetățeni care împlinesc 18 ani, vârsta majoratului. Știi că este o perioadă mai, nu știu dacă este dificilă, dar putem să spunem dificilă pentru voi, pentru că unii dintre voi așteptați bacalaureatul, alții sunteți relaxați, la 11-a vă gândiți probabil la vacanță. Alții aveți alte probleme, de exemplu, știu că în perioada aceasta unele școli în care se vezi într-un proces de reabilitare, nu știu dacă voi sunteți afectați de situația aceasta. Eu vă spun încă o dată bine ați venit și vă felicit pentru împlinirea vârstei de 18 ani, pentru cei care ați împlinit și în avans pentru cei care nu ați împlinit încă, dar veți împlini de zilele următoare. Vârsta de 18 ani este un prag. Poate unii dintre voi vă considerați în continuare copii, unii vă considerați adolescenți. Știți care este paradoxul omului în general? Că atunci când este mic, când este tânăr, își dorește să sară, să arde tatăl, să ajungă cât mai repede la vârsta maturității, să beneficieze de acele drepturi în care vin odată cu vârsta. Dar de asemenea, când o să vedeți când o să ajungeți la o anumită vârstă, o să vă aduceți cu plăcere aminte de ale tinereții și o să vă doriți să vă întoarceți, dar, din păcate, lucrul acesta nu mai este posibil. Așa că sfatul meu este să trăiți foarte intens această perioadă, să vă bucurați de anii aceștia, pentru că anii aceștia sunt cei mai frumoși și nu se vor mai întoarce niciodată.